Ai, că ai intrat în car cu mașină cu tot. Am zis că e nevoie de ajutor. Reușește oare să urce? Mamă, cum alunecă plugul! O, te-ai dus! Vreți cum alunecă? Asta este gheață și efectiv mașina n-are cum să urce. Hai, Loganule, știu că poți! Ok, salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit, fraților, la un nou daily vlog. De această dată să facem un vlog de la munte. Vedeți, aici avem laptopul și ne pregătim să plecăm. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să mai facem și alte vloguri pe viitor, pentru că n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp un daily vlog și nu știu cum o să prind acest vlog, așa că apăsați butonul de like, pentru că poate așa ne mai revine și nouă activitatea. Acum mă pregătesc să intru în mașină și să plecăm, deci haideți să mergem! Am trecut de predeal, mai avem încă 43 de km și uitați și voi ce serpentine urmează. Am ajuns și la Bran, la Dracula aici și uitați și castelul aici. Ok, deci da, lume, am ajuns și noi aici la vilă unde o să stăm, la pensiune de fapt. O să vă fac și un mic tur al camerei să vedeți cum este pe aici. Dacă vă întrebați unde m-am dus, m-am dus mai exact la Fundata în Brașov. Este o stațiune destul de mică, eu l-am auzit de ea, este cred că un sat așa frumos, dar oricum priveliștea este destul de frumoasă. Cam așa arată zona de jocuri, avem aici o masă de fotbal, una de biliard și una de ping-pong acolo. Și o să ne jucăm acum un meci de biliard. Hai să vedem care câștigă, l-am mai bătut odată, hai să vedem acum dacă și ia revanșa. Deci într-un final, după o mișcare mult mai grea la care nu mă așteptam să fac, am dat de aici Alba de acolo și am dat cu manta și am reușit să dau. Și am câștigat, el se dă rage aici. Și acum cred că ne băgăm la un ping-pong, poate. Guys, cam așa arată cabana în care stau. Sus mai sunt câteva camere, sper să nu fie cineva ca să nu-i trezesc acum. Bine, nu e foarte târziu, este cred că ora 6, deci nu e deloc târziu. Cam așa arată zona de jos, aici avem un televizor, o masă, o bucătărie acolo care e la comună pentru toți care sunt sus, o canapea acolo, două camere care nu știu ce e acolo și sus sunt camerele unde stau cei care sunt cazați. Sunt lângă cabană. O să mă îndrept către grătar, pentru că acum o să facem un grătar. Mamă, cum mă văd. Ok, o să las. Uite așa, nu știu. Da, și voi ce ceață, zici că... Doamne, frate. Am înțeles. Hai că la Fundata sunt minus 3 grade, se simt minus 3 grade, de fapt sunt 0 grade și ninge. Și cam așa folosesc eu acum laptopul, punem muzică și ne jucăm aici biliard. Suntem aici într-un meci de PUBG și mai sunt 5 în viață. Și este primul meci pe care îl încerc pe laptop aici, fără căști, fără nimic. Și făcam aici pe locul 5 și nu m-am întâlnit cu nimeni. Și tot aștept să mă întâlnesc cu cineva, să mor o dată sau poate chiar reușim să câștigăm. Mă, cum ți s-a dus casa? Unde? Bă, de unde a tras, mă? Dacă aveam căștul la buzem. Dar nu aveam cum să-mi dau seama pe boxele astea. Guys, în momentul de față este 12 minute, vedeți, este bezna afară. Eu mă jucam aici puțin PUBG, el se joacă aici puțin biliard. Și ne cam plictisim. Oricum eu o să vă zic acum că închidem pentru această zi, închidem vlogul și ne vedem mâine. Deci, a nins aseară, uitați-vă ce strat masiv și nu știu dacă se vede pe cameră, dar ninge încă o grămadă. Ok, deci e complet o altă priveliște, uitați-vă și voi. E zăpadă și eu am, vedeți voi ce talpă am, e talpă de asta dreaptă și dacă calc pe zăpada asta, bine, hai că nu-i gheață, adică gen nu ar trebui să alunec. Ce smecher face când calci. Mamă, dar cum ninge, frate! Da,
Da, în curând nu o să mai am cameră. Asta e o problemă. Pentru că ninge și nu e waterproof. Acum mă duc în cameră să vă arăt cum arată camera în totalitate, baia, totul, ca să vă recomand așa dacă vreți să veniți la munte. Altitudinea asta este 1288 de metri, din câte am văzut pe Snapchat. Știți că Snapchat-ul vă arată și altitudinea dacă vă arătați locația. Și haideți să vedeți cum e. Ok, deci cam așa arată camera în care am stat 2 zile și o noapte. Vedeți aici patul, cum arată, este foarte, foarte comod. Aici este o privire destul de șmecheră la, nu știu, la munte, la Derdeluș aici, la care abia acum poți te dai cu Sania pe el, dar apare nu se dă nimeni. Aici avem baia, avem, vezi acolo pe mine în oglindă cum filmez, toaleta și cam asta. Ok, acum lumea ne îndreptăm spre mașină pentru că trebuie să plecăm. Chiar dacă este destul de vreme, cred că este ora 10-11 pe acolo, pentru că avem un drum destul de lung până acasă. Dar lumea, și pe acolo trebuie să o luăm noi, ca să plecăm de aici. Vedeți de aici, Ursul Cârcota se cheamă locul unde am stat noi, în fundata sau în fundățica, naiba știe unde. Oricum, locul e așa foarte, foarte liniștit, ceea ce e super tare. Dar oricum și locul unde am stat a fost super tare, numai că eu nu prea mai am încălțăminte. Deci cam așa arată problema. Vedeți, de acolo trebuie să începem noi. Vedeți, noi de acolo venim. Trebuie să urcăm toată panta asta acolo sus. Vedeți, acolo a rămas un camion care a lovit gardul, pentru că a încercat cu viteza a venit și tot n-a reușit să urce. Vedeți acolo, și a lovit și gardul acum, pentru că n-a reușit să urce, dar cu spatele și a intrat în gard pentru că alunecă. Vedeți, asta este gheața. Aici trebuia să fie pământ și dacă dăm așa, vedeți cum alunecă? Asta este gheață și efectiv mașina n-are cum să urce și de-aia tipul ăla a intrat acum în gard. Ia, hai că încercăm acum să tragă cu plugul. Îți pune pământ jos la roți ca să poată să urce. Vezi dacă urcă, reușește. Ia. Reușește oare să urce? Hai că a reușit. Logic, cu roțile alea, stai. Mamă, cum alunecă plugul. What the fuck? Toate spatele mașinii. Oh, nu, alunecă plugul. Hai că nu mai e bine. Alunecă plugul. Oh, te-ai dus. Oh. Mamă. Cum era să mă duc și eu cu tot cu cameră. Fuck. Hai, Loganule. Și cred că aici a rămas. Aici cred că a rămas. Sau? Nu mai este, nu? Gat. Da, aici a rămas. Am întâlnit aici cu un abonat și tocmai deschide aici un magical și i-a dat un night with. Nice, bravo frate. Gigi, despre. Trebuie să cum am adus pământ cu sare, cred. Dacă nu ne dai la ProTV, nu mai zic. Dacă nu vă dai la ProTV. Îi vei da la ProTV. Da. Uitați-vă puțin ce mână roșie am. Mi-a înghețat mâna la cât am filmat. Mamă. Deci, oficial, avem acum rută, vedeți, a pus sare cu nisip, cum v-am zis, cu pietriș, așa. Și acum putem să urcăm și să coborăm fără absolut nicio problemă, totul este ok. Uitați cum se vede acolo podul Dâmbovița, este un sat. Hai că avem vizibilitate super bună. Ploua de rupe pe autostradă. Ok, deci da, lume, am ajuns și eu acum acasă. Vedeți aici calculatorul, acum o să mă pun să editez vlogul. Sper că v-a plăcut acest vlog, sper că a fost destul de interesant. Cred că o să fac un singur vlog din aceste 2 zile. Nu știu exact cât de lung o să fie, sper să nu fie foarte lung. Deci dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei și până-ți doresc, v-am salutat, bye!